mulțumesc pentru interesul pentru această premieră, cred absolută în istoria teatrului de păpuș românesc. De ce? E o piesă solicitată, care este scrisă cu scop aniversar și montată tot așa, dar care nu este nici manipulativă, nici propagandistică. Am transpus această sărbătoare noastră din acest an, centenarul Unirii, desigur, al Unirii Transilvaniei cu România preexistentă, într-o metaforă. În această metaforă, provinciile românești sunt niște fete pe care eu le-am văzut frumoase și care sunt înăpite de împărații din jur, pentru că știm cum e păcatul omenesc, nu? Fetele frumoase sunt tentante. Ei bine, până la urmă, trăim o apoteoză, finalul piesei, pe care nu mă destemnic, o știți din istorie. În orice caz, cred că această metaforă îi va amuza și îi va bucura pe copii. Nu are nici o tentă, să zicem, dușmănoasă, îndreptată împotriva altora, ci pune în valoare virtuțile de frumusețe, dar și de curaj, fiindcă sunt și trei voinice acolo, ale poporului nostru, cred. Mi se pare că e de subliniat însă acest fapt. Teatrul de păpuși poate reflecta o conștiință civică, poate să aibă semnificații ample și cred că această piesă se va putea juca încă 100 de ani, sper asta, orice autor speră, pentru bunul motiv că nu este strict circumstanțiată. Este trimisă înspre mit. Pentru documentare s-au folosit multe lucruri care vin din folclorul nostru, fără a fi totuși o piesă etnografică. De altfel, regizorul Chris Nedea, aici de față, a tratat cu aș zice, multă artisticitate și cu simț teatral nemaipomenit, acest mit pe care până la urmă îl propune. Deci, Petre Inspirescu, Ovidiu Pecican, Chris Nedea, Emanuel Petran, domnul Bacar și noi toți intrăm împreună cu acest proiect, cred, într-un set de un pic de altă istorie. Tradiția rămâne importantă ca izvor de inspirație, totuși trăim în timpuri postmoderne și veți vedea că tratarea, inclusiv muzicală, este adecvată timpului pe care trăim. Mulțumesc pentru atenție. Eu vreau să vă spun doar câteva lucruri. Îmi face o desimtă plăcere să lucrez cu cei patru actori din Toronto. Sunt niște oameni extraordinari. Basmul scris de Pecican este, cum să spun, foarte familiar și mie și restul echipei, și dumneavoastră și publicului, pentru că trimite la toate, nu neapărat miturile, ci celelalte povești exemplare ale umanității. Eu m-am regăsit cea bine de Regele Lear acolo, da, Shakespeare. Este un fond ideatic care circulă în toate marile culturi și implicit a ajuns și în cea română. N-avem ce să facem. Cumva, cred că pentru cei mai mici dintre noi, Harap Alb este un reper, ca să zic așa, pentru că niciodată un voinic nu pleacă la luptă neînsoțit și neajutat de elementele naturii sau de prieteni sau de, cum să spun, de mâinile lumii, da? Aceste mezalianțe sunt din natură să ajute binele să reușească până la urmă să se afirme. Cum o să iasă spectacolul exact, nu vă pot spune pentru că încă este în lucru, dar cred că e făcut cu multă bucurie și lucrul ăsta se va simți. Pe de altă parte, nu ne-am permis, am fost obligați să optăm pentru un filon muzical repartizat cumva pe cele trei regiuni etnografice mari ale României și să luăm niște repere pe care, totuși, ca să le putem livra unui public care trăiește astăzi și are acces la internet, televizor, Fox Kids și așa mai departe, a trebuit să rebranduim puțin, să remixăm puțin și asta datorită domnului Sebastian Hamburger, care face parte din trendul lansat de Sub Carpați deja. El fiind din Timișoara și acolo întâmplându-se multe lucruri cu Subcarpații.
Așa că sunt lucruri de văzut și de auzit. Noi ne gândeam acum, pentru că muzica sună senzațională și actorii se descurcă foarte, se simt foarte bine cântând, să facem și o versiune radiofonică, poate chiar și poate una dansantă. Nu știu dacă se poate dansa. Vom vedea. Ce vreau să spun este că pentru mine, în primul rând, este o experiență inedită. N-am mai lucrat până acum în casă de păpuși, deși am învățat în calibă. Și descoper lucruri mai. Sper să le descoperiți și dumneavoastră împreună cu noi.